Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Știi ce zic? La Dada TV. Un produs susținut, un proiect susținut de filiala Prahova, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ne vedeți pe Valea Prahovei TV și în egală măsură pe platforma Observatorul PH.ro, partenerii noștri cărora le mulțumim pentru încredere, la fel cum vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sunt sigur că veți urmări și emisiunea de astăzi, mai ales că vă propunem o temă extrem de interesantă, o incursiune în mediul de afaceri prahovean, o radiografie a economiei prahovene și a perspectivelor pe care aceasta le are. În mod particular vom vorbi și despre potențialul viticulturii din județul Prahova, alături de invitații mei, pe care îmi face mare plăcere să vi-i prezint, președintele Camerei de Comerț și Industria județului Prahova, Aurelian Gogulescu. Bună seara, bine ați venit! Vă mulțumesc, bună seara! Și eu vă mulțumesc în egală măsură pentru că ați răspuns invitației noastre. Și alături de noi, la Știi ce zic, la Dada TV, Sergiu Nedelea, cel mai cunoscut sommelier din România, unul dintre pionierii acestui domeniu, fondator al Wine Taste School, școală de somelieri, un specialist așadar în ceea ce înseamnă producția viticolă și exploatarea acesteia și produsul final. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Pentru început vă propun să discutăm despre ce se întâmplă în momentul de față cu economia prahoveană, care sunt perspectivele după o perioadă dificilă pentru economia mondială, despre ce a reușit să facă în toată această perioadă Camera de Comerț și Industrie Prahova pentru a mobiliza resursele și pentru a deschide poate noi piețe pentru agenții economici prahoveni. Și evident că aștept răspunsul de la președintele Camerei de Comerț și Industria județului Prahova. Da. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bună seara. Ce pot să vă spun decât, așa cum știm cu toții, ultimii trei ani au reprezentat o perioadă extrem de dificilă pentru noi toți. O perioadă extrem de dificilă care, mă rog, a fost dominată de multe efecte. Efectele pandemiei, efectele războiului din Ucraina, efectele crizei economice și a materiilor prime, criza semiconductorilor, inflația, creșterea cursului valutar, criza forței de muncă, sunt numai câteva din toate aceste probleme care ne-am confruntat și, din păcate, unele dintre ele n-au dispărut nici momentul acela. Adică suntem încă prizonierii acestor efecte și trebuie să găsim soluții pentru a le putea rezolva. Am început poate cu un mesaj mai puțin optimist. Aș vrea să încheiem într-o notă optimistă. Sper că la final să avem o concluzie optimistă și să sigur că... Cum e, orice lucru care începe într-o notă pesimistă se termină într-o notă foarte optimistă. Ne dorim să se întâmple lucrurile astea. E adaptarea mea de data aceasta. Și sunt convins că în acest proces Camera de Comerț și Industrie are un rol important, pentru că e entitatea care coagulează mediul de afaceri prahovean, care știe cel mai bine care sunt nevoile acestuia și încearcă să răspundă cu instrumentele pe care le are la și dispoziție. Și pentru noi a fost o perioadă extrem de dificilă, pentru că sunt probleme cu care ne-am confruntat pentru prima dată și a trebuit să reacționăm în așa manieră încât să fim în continuare util celor care așteptau un sfat de la noi, celor care așteptau un ajutor din partea Camerei de Comerț și Industrie. Și tocmai de aceea am căutat să ne organizăm în așa fel, să ne adaptăm activitatea la toate efectele a ceea ce s-a produs în ultimii ani de zile. Deci am organizat evenimente specifice și la cererea firmelor pe situațiile și pe perioadele respective. Am căutat să informăm cât mai mult firmele, în primul rând membrii noștri, dar nu ne-am limitat numai la aceștia, să informăm firmele și mediul de afaceri în general în județul Prahova cu toate noutățile legislative și toate noutățile care au apărut în domeniu în toată această perioadă, indiferent că era vorba de pandemie, că era vorba de alte modificări legislative care au apărut și ați văzut, ne-au bombardat, eram bombardați în toată această perioadă cu tot felul de informații care trebuiau făcute cunoscute mediului de afaceri. Întâlnirile pe care le-am organizat, cursurile pe care le-am organizat, proiectele europene în care suntem implicați. Deci, practic, aș putea spune că toată organizarea noastră a fost
refăcută în așa fel încât să ne putem adapta noilor condiții. Dar cred că mesajul pe care ar trebui să-l prezentăm cu prioritate este că județul Prahova nu numai că a rezistat și a reușit să depășească aceste momente mai dificile, care, din păcate, încă continuă, nu cu aceeași intensitate, deci a reușit să se mențină în topul județelor fruntașe din punct de vedere economic, pe absolut toate palierele, începând de la PIB și până la, nu știu, aș putea spune, investițiile străine, atragerea de investiții străine. Aici, iarăși, este un punct extrem de favorabil județului Prahova, pentru că într-o perioadă extrem, extrem de dificilă, în județul Prahova au fost făcute investiții străine. Ceea și ce investiții consistente. Investiții semnificative. Dar ele sunt și rodul relațiilor pe care inclusiv Camera de Comerț și Industrie Prahova le are cu... Eu sunt de obicei modest. Cu Camere de Comerț și nu numai. Ale altor țări. Și nu numai, pentru că nivelul acesta relațional pe care Camera de Comerț și Industrie Prahova l-a dezvoltat în ultimii ani, cred că și dumneavoastră poate că vedeți mai bine, poate că s-a văzut într-un fel și în peisajul acesta economic al județului Prahova. Acum 2 ani de zile, în 2021, cea mai mare investiție străină din România, o investiție de 80 de milioane de euro, a fost făcută în județul Prahova. O investiție care la ora actuală s-a dezvoltat și mai mult și a ajuns la 1300 de angajați. E vorba de producția de frigidere, care, mă rog, într-un fel poate a fost transferată din Italia în România, de, nu știu dacă am voie să spun nume sau emisiunea ne permite, dar când putem și menționa, pentru că sunt exemple de bună practică, să spun așa, dar sunt cazuri fericite. Da, și sunt și membrii Camerei de Comerț și Industrie care ne onorează cu această calitate și cărora și noi la rândul nostru le datorăm foarte, foarte multe lucruri, atât ca și Camera de Comerț, cât și ca prahoveni. Pentru că județul ca oportunități pe care genul ăsta de investiții le oferă. Să fie în topul județelor. Deci, din multe puncte de vedere, din punctul de vedere al PIB-ului, județul Prahova este pe locul 5 în țară, în continuare. După competitorii noștri cei mai importanți, mă refer la București, la Cluj, la județul Timiș, la Constanța și așa mai departe. PIB-ul nostru este un PIB ridicat, PIB-ul pe cap de locuitor, la fel, din acest punct de vedere, poate că nivelul ar putea fi puțin mai mare. Aș putea să vă dau și câteva cifre, deci PIB-ul pe cap de locuitor în momentul acesta în județul Prahova este de 10.880 de euro pe cap de locuitor. Este, din păcate, ceva mai scăzut față de media la nivel național, care este de 11.614 euro, dacă nu mă înșel. Ne situează pe locul 10 la nivel național. Județul Prahova, din acest punct de vedere, este situat pe locul 10, dar în regiunea noastră, în regiunea Sud-Muntenia, județul Prahova este primul. Este lider, să spunem așa, da. Da, după care regiune urmează, cum era și de așteptat, județul Argeș. Știu că au fost niște discuții foarte mult mediatizate în presa românească, cu niște comentarii. Au fost niște idei lansate în spațiul public de către Camera de Comerț și Industria României, de către președintele Camerei de Comerț și Industria României, domnul Dărăban, referitor la schimbarea sistemului administrativ al României. Știți, cred că știți despre ce este vorba și de aici s-au făcut foarte, foarte multe speculații, bineînțeles, iar faptul că județul Prahova în regiunea noastră este pe primul loc, cel puțin și nu numai, din punctul de vedere al PIB-ului, bineînțeles că acest lucru constituie un avantaj și... Chiar și în eventualitatea unei reorganizări. În eventualitatea unei, fără să facem alte comentarii, pentru că și așa s-au făcut foarte multe speculații și discuții pe această problemă. Dar, mă rog, rămânem în continuare un județ important. Un județ important cu aceeași vocație industrială care ne-a făcut foarte bine cunoscuți pe toate meridianele lumii. Este vorba de industria petrolieră care domină activitatea economică a județului Prahova ca și pondere
aproape 18% din cifra de afacere a județului Prahova aparține în continuare industriei petroliere. Cu toate că și acesta ar putea fi poate un efect a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani, ponderea industriei în economia județului Prahova, din păcate, a scăzut de la 45%, cât era acum 2 ani, la 28%. În schimb, au câștigat teren comerțul care a crescut destul de mult, domeniul serviciilor, domeniul construcțiilor, la fel, care a crescut nu foarte spectaculos, dar a crescut de la 5 la 7,2-7,3%. În domeniul serviciilor, ponderea aceasta, procentajul a crescut de la 12,5-13% până la 15%. În domeniul comerțului, despre care vă vorbeam, ponderea a crescut de la 35% la 48%. Agricultura a rămas, să zicem, cam pe același palier, se situează undeva la nivel de 2,2-2,3%. Turismul la fel, a scăzut procentual cu 0,1-0,2, oricum nu deține decât 1,3-1,2, chiar 1,1% din ponderea economiei prahovene. Iar activitatea de cercetare-dezvoltare rămâne la un palier destul de scăzut, chiar dacă a crescut foarte puțin, de la 0,3-0,5%. Îmi pare foarte rău, pentru că eu, înainte de 89, am lucrat în acest domeniu și am avut foarte, foarte multe satisfacții. Din păcate, se pare că, într-adevăr, așa cum spune și acest procentaj pe care vi l-am prezentat, aceste cifre pe care vi le-am prezentat, e o activitate care a scăzut foarte mult. Nu numai în județul Prahova, ci și la nivel național. Nu numai în domeniul petrolier, ci și în multe alte domenii. Mă refer la activitatea de cercetare-dezvoltare și, de fapt, ar veni ca o continuare firească activitatea de inovare. Avem nevoie de stimulare a activității de inovare în România pentru a putea merge cu mult mai mult succes înainte în foarte, foarte, foarte multe domenii. Am văzut pe ecran o serie de imagini de la evenimentele organizate de Camera de Comerț și Industrie, întâlniri cu mediul de afaceri, cu reprezentanții mai corpului diplomatic, oaspeți de peste hotare, investitorii străini care deja au venit în județul Prahova sau intenționează să desfășoare activitate economică aici, ceea ce demonstrează activitatea febrilă de la Camera de Comerț și Industrie. Probabil că e absolut firesc ca în astfel de, mai ales în perioade de criză, să se mobilizeze aparatul Camerei și să încerce să-i ajute prin toate metodele pe care le are la dispoziție pe membrii Camerei de Comerț și, în general, pe reprezentanții mediului de afaceri prahovean. Pentru că ați menționat industria petrolieră, care are o pondere importantă în continuare în economia județului Prahova. Și pentru că știu că mai sunt două aturi pe care Prahova le are. Vorbim despre producția viticolă și despre viticultură și, deopotrivă, despre turism. Aș vrea să îi cer și invitatului nostru, Sergiu Nedelea, care e specialist în industria Horeca, interacționează implicat în mod direct, să ne spuneți opinia noastră despre ce impact a avut toată această perioadă a pandemiei asupra domeniului. E clar că a avut mult de suferit industria hotelieră, industria restaurantelor, alimentației publice și care au fost soluțiile pe care le-au identificat cei din domeniu pentru a merge totuși mai departe. Și în mod particular, care e situația județului Prahova din această perspectivă? Înainte de a vă răspunde, mă gândeam să mă întorc puțin în timp, în istoria nu foarte îndepărtată. Și mă gândeam că la un moment dat, lucrând la un complex turistic undeva situat pe vârful unui deal, aici foarte aproape de Ploiești, eram fascinat de sondele care parcă creșteau printre vițele de vii.
Și am zis, uite cum avem noi combustibil și pentru mașini și pentru oameni. Ai simbioza asta a Prahovei până la urmă. Formele de relief, avem câmpii, avem dealuri, dealurile subcarpace, cu viță, cu pom fructiferi. Avem până la urmă zona montană, care ar trebui să ofere un turism, să spun așa, foarte ridicat. Dar, cifrele vorbesc și cifrele acestea au fost oarecum trase în jos, după cum știm cu toți, de ceea ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. A fost o cădere bruscă în momentul în care toate au fost efectiv închise. Soluțiile, bineînțeles, au fost puse într-un mod particular de către fiecare investitor, fiecare antreprenor. A trebuit puțin să ne dezmeticim, să înțelegem de fapt ce se întâmplă și cum, care ar fi soluțiile. Mulți au trecut la sistemele acestea tip delivery, dat seama că nu erau soluții decât de criză. Când ai o bucătărie de restaurant cu niște specialiști care gătesc, cu bucătari, cu o întreagă echipă acolo, acea echipă este pregătită să facă preparate culinare pentru restaurant, nu niște pachetele care vin pur și simplu la domiciliu. Adică a fost un dezechilibru și bineînțeles și un dezechilibru al costurilor, și asta știm cu toții că sunt locații care plătesc chiria, nici de cum nu se acopereau costurile. Bineînțeles că lucrurile s-au redresat în timp, ca în orice criză, știți cum e, ca după orice intemperie așa mare mai vine și soarele la un moment dat. Se pare că mulți dintre antreprenori au găsit soluții. Vorbim particular de vinuri, oarecum domeniul meu de specialitate. Aici a fost o mișcare bruscă, pentru că producătorii care se adresau eminamente zonei Horeca, dintr-o dată s-au trezit fără piață. Da, efectiv cu o piață, cu o bună parte din piață închisă. Și atunci au trebuit să regândească strategiile, să vină retail-ul mare cu vinurile lor, și unii chiar erau în gândura, spuneau că fac compromisuri vis-a-vis de calitatea produselor. Pe cum probabil știți, piața noastră este împărțită între Horeca și retail în materie de vinuri. Mulți se întreabă oare de ce este această împărțire, pentru că este relativ simplu. În retail-ul mare nu ai condiții de a păstra niște vinuri de calitate, în sensul că necesită niște temperaturi controlate, mai mult decât atât. Eu sunt doar ca o mică paranteză, chiar sunt mirat. Și vinul este un aliment ca oricare altul. Dacă știu preparatele, carnea, boule, brânza, au spații speciale. Da. La vin parcă nu este chiar așa. El este acolo pe niște rafturi pus și de multe la temperatura ori, ambientală. Temperatura ambientală, lumina aia de supermarket. De supermarket, da, și bineînțeles că atunci nu poți să expui niște vinuri de calitate fără ca ele să sufere, și de aici această departajare. Este bine totuși că lucrurile au revenit pe un oarecare făgaș. Eu, de exemplu, chiar în anul trecut am avut curajul să deschid și o mică afacere în zona aceasta, în București, un wine bar, și sincer nici nu mă gândeam că poate funcționa bine. Pare că lumea și-a redeschis apetitul așa către consum în sensul bun al cuvântului și locul am intrat într-o oarecare circulație. Adică a venit și soarele, inclusiv în ceea ce privește turismul, pentru că oamenii au început din nou să călătorească, redescoperă bucuria asta de a călători, și călătoriile se îmbină cumva și cu plăcerea de a bea un pahar cu vin bun, de a gusta un vin tradițional specific zonei. Vă dau un exemplu. În perioada pandemiei, bineînțeles, în orașele mari, București, Ploiești, fiind restricțiile respective, lumea s-a refugiat în alte zone. A fost un proiect numit Evadare în Dealul Mare. Practic, turiști veneau către Crame, acolo era în aer liber, nu erau restricțiile respective, lumea se bucura de acea, să spun așa, pseudo-libertatea neîngrădirilor medicale care existau în acea perioadă, și a fost un punct bun pentru producători. Și de ce?
Pentru că oamenii au fost la sursă, au ajuns la sursă. Au văzut într-o formă sau alta cum se face vinul, cum este via. Adică componenta asta enoturistică este foarte importantă și începe să capete din ce în ce mai multă amploare. Este firesc, lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume. Numai, da, vrem, nu vrem, ne raportăm, știu, la Franța, la Italia, să luăm așa, Spania, unde lucrurile astea sunt foarte dezvoltate. Și cred că, adică sunt convins și asta se vede, inclusiv la noi aici, turismul acesta enologic a început să iasă la suprafață. Încetişor, dar cu niște zări frumoase. Cu pași poate mici, dar foarte hotărâți, așa, apăsați. Ceea ce s-a văzut, sunt sigur, și la festivalul Ținutul Vinului, a fost deja cea de-a doua ediție a unui eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Prahova pentru producătorii de vinuri. Au avut ocazia să își prezinte ofertele, să facă și schimb de experiență, de ce nu, să se întâlnească, poate să și discute problemele specifice acestui domeniu, dar mai ales să se facă într-adevăr cunoscuți publicului larg, invitându-i să îi vadă și la fața locului, dacă e foarte importantă experiența aceasta de a vizita cramele. Și în același context, poate ne spuneți câte ceva despre acel ghid pe care Camera de Comerț și Industrie l-a realizat. Cu cea mai mare plăcere. Aș vrea să continui o idee de-a domnului Nedelea, când spunea că i-a rămas în imagine de acum mulți ani de zile peisajul acela în care pe deal sondele petroliere dominau dealurile și tot în aceea zonă se găseau foarte multe, era o zonă viticolă foarte importantă. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fac o glumă pe care o prezint și oaspeților noștri din străinătate sau mai ales lor. Și le spun că probabil nu întâmplător în Prahova să găsesc cele mai bune vinuri roșii, pentru că, de ce? Pentru că avem în continuare rezerve mari de petrol, care într-un fel sau altul influențează și culoarea, dar nu numai culoarea, ci și calitatea vinurilor prahovene. Avem vinuri cu cifră octanică bună, da? Cu cifră octanică bună, niște vinuri care reprezintă un brand, aș putea spune, de ce nu, un brand al județului Prahova, și care se constituie, alături de industria petrolieră, într-un foarte bun ambasador al județului nostru pentru a fi mult mai bine cunoscut în străinătate. În perioada aceasta, și acesta poate că este un alt motiv care ne-a determinat să ne implicăm noi ca și Camera de Comerț împreună cu colaboratori, cum este și domnul Nedelea, să ne aplicăm mai mult către promovarea industriei viniviticole din județul Prahova, pentru că e un domeniu care trebuie făcut cunoscut, mai ales și promovat, pentru ca județul Prahova să fie mult mai bine cunoscut pe meridianele lumii. Am observat în ultima perioadă o explozie în dezvoltarea cramelor din județul Prahova. Dacă până acum câțiva ani erau numai câteva crame mai mult sau mai puțin cunoscute prin istorie și preluată activitatea, poate chiar dinainte de 1989, acum a apărut, deci sunt o groază de crame care au apărut, este o explozie și fiecare caută să fie extraordinar de inventiv, să vină cu ceva nou, să convingă lumea că în județul Prahova există un drum al vinului sau un ținut al vinului care trebuie să fie cunoscut, pentru că avem într-adevăr ce să le prezentăm. Deci, în mod concret, la ora actuală sunt 39 de crame în județul Prahova, unele mai mari, unele mai mici, dar cert este că mai ales cele mici, poate într-o oarecare măsură și cele mari, au nevoie de promovare și au nevoie de o implicare mai puternică din partea cuiva. Acel cuiva, acel cineva, poate fi, nu știu, orice autoritate locală, primăria din raza localității pe care își desfășoară activitatea. Consiliul Județean, prefectura, poate. Consiliul Județean și de ce nu? Sau, cu voia dumneavoastră, Camera de Comerț și Industrie. Și aici îmi pare foarte bine că am găsit foarte multă înțelegere din partea autorităților locale, mă refer la Consiliul Județean, în primul rând, dar și prefectura și primăria, cu care am organizat ultima ediție a acestei expoziții. Încercăm să convingem toate cramele din județul Prahova că au nevoie de această promovare. Poate într-o măsură mai mică această cerință a venit și din partea lor, pentru că
e nevoie de o coagulare a tuturor producătorilor de vin din județul Prahova pentru a fi mai puternici împreună. Este mult mai greu să fie separați, să fie dispersați și e mult mai bine și mai ușor pentru ei să fie împreună și să fie cineva care să le deschidă acest drum de a fi împreună și de a face mult mai multe lucruri pentru promovarea tuturor. Bineînțeles, domnul Nedelea știe mai bine, este mult mai ușor să ai o asociație prin care să poți și promova oferta, dar și prin care să poți achiziționa toate produsele de care ai nevoie pentru legate de producția de vinuri. Nu știu, mă refer la chiar la sticle, la dopuri, la etichete și așa mai departe, care una e să le faci singur, să le comanzi în partea de nord a țării și una să știi că sunt mult mai multe firme care au nevoie de aceste lucruri și va fi mai ușor pentru în același timp, o astfel de asociație te poate și reprezenta altfel în fața autorităților. Atunci când situația o cere, poate exprima un punct de vedere de care să țină cont entitățile statului. Noi ce am încercat să facem și am făcut, am promis anul trecut și anul acesta am realizat, am înființat această asociație pe care am numit-o Vin din Prahova. Sub egida Camerei de Comerț și Industrie, sub egida căruia, repet, încă o dată, cu sprijinul necondiționat și extraordinar, pentru care mulțumesc încă o dată Consiliului Județean, la această ediție s-a implicat foarte, foarte mult și cred că s-a văzut acest lucru. Sperăm ca prin această asociație pe care am înființat-o să putem să fim mult mai utili firmelor producătoare de vinuri și cramelor prahovene. Avem câteva acțiuni pe care le-am propus în perioada următoare, destul de spectaculoase și sperăm că și utile, nu numai în străinătate. Vrem să organizăm împreună participarea la două evenimente internaționale de mare anvergură pentru promovarea vinului prahoven. Este vorba de participarea în primul rând la o expoziție destinată exclusiv județului Prahova, în Coreea de Sud, la Seul și la Busan, în luna septembrie, unde împreună cu ambasada noastră de la Seul vom organiza întâlniri de afaceri, întâlniri cu importatorii de vin în Coreea de Sud. Am înțeles că sunt foarte interesați pentru importul de vin românesc. Sunt deja două sau trei firme din România, chiar din Prahova, care sunt pe piața sud-coreană. Domnul Nedelea cred că știe mai bine, dar este loc mult, mult mai mult, mai ales în țările asiatice, în Asia. Vinul românesc trebuie făcut mult mai mult cunoscut, pentru că e piața extraordinară și este loc pentru toată lumea. Iar referitor la, într-adevăr, la această lucrare pe care am intitulat-o Potențialul vinii viticole al județului Prahova, este a treia ediție pe care am realizat-o împreună cu Consiliul Județean Prahova. Este o lucrare într-o formă completă, care cuprinde absolut toate cramele care există la ora actuală în județul Prahova. Sunt 39 de crame, cu date precise și foarte exacte despre fiecare cramă, începând de la suprafețele cultivate, cu ce soiuri de struguri, ce tipuri de vin, cu datele de contact, îmi imaginez ale cramelor respective. Se pot organiza degustări de vinuri, dacă există spații de cazare. Foarte, foarte multă lume este interesată să-și petreacă cel puțin un weekend de neuitat într-una din cramele prahovene, pentru că sunt momente într-adevăr unice, îmbinate într-un fel sau altul, putem spune, utilul cu plăcutul. Cum sunt văzute vinurile din România peste hotare? Cam unde suntem în momentul de față? Da, e mult de discutat aici, voi fi succint. Noi suntem undeva pe locul 13 pe plan mondial, pe acolo jucăm 12-13. Punct de vedere al producției și, mă rog, vinurilor cantitativ vorbind.
Avem un loc destul de bun în Europa, locul 6, dar aici, cum să spun, este doar statistică. Și revenind așa la vorbele domnului președinte, nu am cum să nu fac un laudațiu pentru ce s-a întâmplat aici în Prahova și mă refer la Festivalul de Vinuri, ediția a doua și prima ediție, unde cel puțin eu am fost plăcut surprins de faptul că am avut foarte multe personalități din administrație, din zona cercetării, de la institut, de la Valea Călugărească, ministrul agriculturii, lucru care sincer nu se întâmplă. Târgurile, festivalurile sunt oarecum strict comerciale. Bun, ne întâlnim, ne adresăm, au doar dimensiunea aceasta, da? Da? E o chestie. Dacă reușim să vindem ceva, da, bine, dacă... Faptul că aici, și repet, e pentru mine persoana a fost o surpriză plăcută, că am văzut atâtea entități oficiale coagulate într-un spațiu și împreună cu producătorii de acolo, a fost un semnal bun pentru ce se va întâmpla. Vedeți cum am învățat noi când eram, nu, în vremea poveștilor, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Deci cineva trebuie să povestească ceea ce se întâmplă, cineva trebuie să comunice, și revenind la întrebarea dumneavoastră, este clar că noi nu prea suntem prezenți afară pentru că dăm foarte puțin din cantitățile pe care le producem aici. Adică încă suntem sub procentele acelea nedorite de, cred că undeva la 7%, dacă dăm. Bun, s-au mai făcut niște mișcări cu China, pandemia iar s-a scăzut. Nu este o piață foarte efervescentă. Deci cea mai mare parte din ceea ce se produce, da, se consumă în țară. Din păcate, și n-au ocazia... Da, da. Să descopere cât de bune sunt vinurile românești, dacă cei de pe piețele externe. Dacă îmi permite să fac o completare, cred că se leagă. E o idee pe care vreau să vă spun, dar am să încep puțin altfel. Una dintre marile probleme ale României în general, cu care ne confruntăm la ora actuală, cred că o reprezintă deficitul balanței comerciale. Deficitul balanței comerciale, care devine în fiecare an din ce în ce mai mare și, bineînțeles, este un lucru îngrijorător. Mai pe românește spus, ce înseamnă? Importăm mult mai mult decât exportăm. Vindem. Și partea cea mai periculoasă este că importăm din ce în ce mai mult lucruri care, pe de o parte, fie că nu ne sunt foarte necesare, pe de altă parte, pot fi produse în România. Exact același lucru se întâmplă și în industria viniviticolă, exact același lucru se întâmplă în județul Prahova. Deci dacă anul trecut am exportat, județul Prahova a exportat vinuri în valoare de 35 de milioane de euro, este o cifră poate relativ mică, dar pentru noi este importantă. Deci am exportat vinuri de 35 de milioane de euro, dar am importat vinuri de 111 milioane de euro. Avem un deficit în această balanță comercială strict pe domeniul vinului de 76 de milioane de euro. Asta chiar e o informație surprinzătoare pentru prahoveni, știind cât de bune sunt vinurile din și zonă, și vinurile din România în general, dar noi chiar avem vinuri deosebite care pot rivaliza oricând, și o spun fără să fiu specialist, dar pe gustate, cu vinuri din Toscana, cu vinuri din alte zone care sunt celebre. E clar că e nevoie și acest deficit în balanța comercială a industriei vinurilor din județul Prahova, poate că a fost un alt motiv care ne-a determinat să ne implicăm și noi mai mult în promovare, să încercăm să facem ceva într-un mod foarte concret și foarte real. Pentru a ajuta pe producătorii de aici, pe producători, să iasă și pe piețele externe. Bineînțeles, pentru a putea face acest lucru, e nevoie și de dorința lor. Adică e nevoie ca și ei să dorească acest lucru, dar sperăm că din ce în ce mai mult că îi convingem prin ceea ce am făcut și ceea ce vom face în continuare, să fie alături de noi și să fim împreună pentru a avea rezultatele pe care le așteptăm. N-ar stica să ne uităm și la ce fac ceilalți de reușe să ne convingă să cumpărăm, să importăm vinuri? Care sunt trucurile lor?
Cum, da, sunt prețurile mai mici? Ce nu se neapărat întâmplă? Prețurile. Noi, tentația general, de a gusta ceva nou, de a încerca. Avem un apetit așa către nou sau către produsele pe care nu le-am cunoscut. Uităm că odată cu intrarea în Uniunea Europeană au venit vinuri inclusiv din alte zone îndepărtate, știu, din America Latină, Chile, Argentina. A fost efectiv un tsunami de vinuri care au pătruns în România. Dau un exemplu de colegul meu, Cătălin Păduraru, care a organizat aici în Ploiești, ajunge și la acest lucru, vinariu, un concurs internațional de vin, spunea, și el este fascinat, zice, noi nu avem niciun vin românesc prezent în Bulgaria. Și am avut vinuri bulgărești, am cerut celor din Bulgaria vinuri pentru să le judece jurați în competiție. Și bulgarii au fost reticenți. Păi da, dar nu, zice, atenție, voi sunteți prezenți pe piața noastră, dar zice, mai ales noi ca români suntem prezenți pe piața voastră turistică și turistul român când ajunge acolo, încă nu a reușit să expandăm, să facem această, hai să-i spun, țesătură, deși nu poate, nu sună, nu e o urzeală așa, o chestie, mă rog, cu alte ascunzișuri, colaborările acestea între noi ca și țări apropiate sau nu. Moldova, de exemplu, Republica Moldova are 25% din ceea ce produce este trimis în România. Da, e când spun, adică suntem prezenți pe piață. E una din zonele din care importăm, da, Republica Moldova. Da, da, da. Noi suntem, aici e fascinant, pentru că, bun, îi spun, noi trimitem în Uniunea Europeană. Da, Uniunea Europeană pentru Moldova este de România, fapt România, da. Și noi suntem foarte deschiși, sunt niște branduri celebre, deja nu mai intrăm în amănunte, chiar sunt crame care fac parte din grupul, avem în Prahova, Cramaceptura, da. Cramaceptura, care face parte dintr-un grup mai mare din Republica Moldova. Ceea ce în principiu este de bine, dar fără a deține niște date sau niște direcții foarte concrete, este relativ simplu. Producătorii au accesat fonduri europene, lumea spune au accesat fonduri, trebuia să fie, știm bine că fondurile astea nu se accesează pur și simplu și nu doar primești, trebuie să scoți și din buzunar niște bani. S-au băgat bani în dezvoltarea cramelor și pot să spun că în Dealul Mare, în Prahova, la ora aceasta, cred că avem cele mai utilate tehnologii, logic vorbim, crame din țară. Cele mai multe și stăm extraordinar de bine și pe plan european, adică ca și investiții sunt unele fabuloase, aș putea spune, ca nivel de financiar vorbind. După au fost investiții făcute în materialul agricol, efectiv în pământ, în vița de vie sau ani. Se pare că a fost un am obosit cumva și n-am mai fost efortul acela de promovare. Pentru că dacă ai un produs, am unde să-l fac, am strugure bun, am vin bun, dar el trebuie să-l vând, să-l și vând. Mi-au camint așa cu simpatie de un prieten enolog inginer, am vizitat la cramă aici în Prahova, la o cramă și spunea, ia uite, avem atât și am spus, domnul inginer, bun, avea o fetească neagră extraordinară, dar ce faceți cu ea? Că dacă o țineți aici, nu trebuie și la rampă. Nu, un actor se exprimă ieșind în public. Nu poate fi. Nu rămâne doar în faza de repetiție. Cred că prin eforturi din acestea corporate cu autorități locale, cu autorități la nivel național, vom reuși într-o formă sau alta să răzbatem. Pentru că câteodată stăm și ne gândim, de ce nu s-a făcut sau nu? Dar vița de vie, iar un amic din Franța, un președinte al unei asociații prestigioase, Asociația Somelierilor Europeni, spunea, zice, oamenii n-au răbdare să aștepte vinul, zice, vinul are răbdare să aștepte oamenii. Uităm că este totuși un produs agricol, vinea crește în timp, nu se întâmplă după zi pe alta, pur și simplu. Și cred că a venit într-o formă sau alta, a venit momentul să e foarte corect. Prin anumite eforturi să ieșim la rampa aceea de care vorbeam și cred că aici e punctul în care putem să... Da. Domnul Nedelea ne-a dat un exemplu pe care și eu l-am dat de foarte multe ori. Ne-a vorbit despre Republica Moldova și despre vinurile din Republica Moldova. Am fost în Moldova,
de multe ori. Am vizitat multe crame cu foarte mare plăcere. Avem onoarea și aceeași plăcere să și găzduim aici o reprezentanță a unei prestigioase firme moldovenești, producător de vinuri foarte cunoscută în lumea întreagă, dar prietenii și frații noștri din Republica Moldova, din acest punct de vedere, ar putea constitui un exemplu și pentru România. De ce? Pentru că și-au creat un brand de țară din industria vinii viticole, din vinurile pe care le produc. Același lucru ne lipsește și trebuie să facem și noi aici. Același lucru încercăm să-l facem și noi aici prin tot ceea ce am realizat în ultimul timp, în ultima perioadă și ceea ce vom face în continuare. Pentru că vinurile noastre sunt extraordinare, vinurile sunt, din păcate, foarte puțin cunoscute și încercăm să le promovăm prin orice. Acum câțiva ani de zile buni, mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere, România, prin județul Prahova, a exportat peste jumătate din producția de vinuri exportată de România în China. Iar în acel moment, România, prin județul Prahova, nu știu dacă a mai existat vreo firmă producătoare de vinuri în acel moment, acum nu știu care este situația, dar în acel moment, România, prin județul Prahova, a avut o societate mixtă în China, care a putut realiza acest export și cu care ne-am făcut foarte, foarte mult cunoscut în acea parte dorită de foarte mulți producători de vinuri. Așadar, una dintre soluții ar fi aceste parteneriate, da, cu investitorii din străinătate care cunosc foarte bine economiile locale și care pot și întâlnirile pe care le organizați. Întâlnirile pe care le organizăm la Camera de Comerț și despre care m-ați întrebat mai devreme, într-adevăr au cu prioritate aceste lucruri. Să promovăm cât mai mult produsele românești, firmele românești, cu prioritate cele prahovene, fără discuție. Niciodată n-am fost prea modest și prea modest din punctul acesta de vedere. Și pe de altă parte, să atragem investiții străine în județul Prahova. Și ca o paranteză, ca să nu uit ideea, ca să vom continua discuția, iarăși avem satisfacția enormă ca din punctul de vedere al investițiilor străine, județul Prahova să se claseze pe locul 4 în România, cu 2,9 miliarde de euro, după București, Ilfov și Timiș. Deci suntem județul cu cele mai multe investiții străine în județul Prahova. Acest lucru se datorează fără discuție și celor 17 parcuri industriale care se găsesc în județul nostru și care în continuare reprezintă un magnet, un pol de atracție pentru investiții, poate în primul rând străine, dar și românești. Și nu întâmplător, la ora actuală în județul Prahova avem peste 1800 de firme cu capital străin din 92 de țări. Și când vorbim despre investiții străine, care țări sunt principalele investitoare în județul Prahova? Da, sunt 92 de țări, deci în primul rând trebuie să vorbim despre Italia. Italia care este reprezentată prin aproape un sfert din totalul firmelor cu capital străin din județul Prahova. Deci Italia este pe primul loc, este urmată de Germania, apoi pe locul 3 se găsește Turcia și, în paranteză fie spus, fiecare comunitate de afaceri străină care a investit în județul Prahova are problemele specifice cu care se confruntă. Iar întotdeauna au fost foarte mult apreciate întâlnirile cu aceste comunități de afaceri cu țările respective. Deci unul dintre proiecte, un proiect viitor, o idee de-a noastră, o dorință de-a noastră de a Camerei de Comerț într-un viitor foarte apropiat, va fi o întâlnire cu firmele din Turcia, împreună cu ambasadorul Turciei, cu reprezentanții ambasadei din Turcia, cu reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri Turci. Același lucru, nu este prima întâlnire de genul acesta pe care o facem. Am mai făcut și cu Camera franceză, de exemplu, la începutul acestui an, pentru firmele franceze, și Franța este foarte bine reprezentată în județul Prahova, cred că este pe locul 6, din punctul de vedere al numărului firmelor străine din județul Prahova, cu Italia, la fel, cu care am organizat multe întâlniri, inclusiv cu
reprezentanța Asociației Oamenilor de Afaceri Confindustria, din care avem o relație foarte, foarte bună. Și cu Grecia am avut acum o întâlnire foarte, foarte utilă. De fapt, Camera de Comerț și Industrie, în ultima săptămână, exact, în ultima săptămână, am semnat două acorduri extrem de importante cu două camere de comerț, reprezentante a capitalelor a două țări, mă refer la Atena, și ieri am semnat un alt acord de colaborare cu între Camera de Comerț Prahova și Camera de Comerț și Industrie din Tunis, din Tunisia. Sunt niște, să spunem, forme birocratice, însă foarte, foarte utile pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor pe aceste țări. Întorcându-ne la potențialul viticulturii prahovene... Am divagat puțin, îmi cer scuze. E o paranteză binevenită, pentru că voiam să aflăm mai multe și despre investițiile străine din județul Prahova și iată că s-au format adevărate comunități ale investitorilor străini în județul nostru, dar întorcându-ne la ținutul vinului și la potențialul pe care Prahova și România îl au deopotrivă, și la paralela pe care ați făcut-o cu lumea teatrului, să nu rămânem în faza de repetiții, un actor, oricât ar fi el de bun, are nevoie și de un agent care să-l vândă, mai ales în ziua de astăzi. Poate că pe vremuri talentul era suficient, dar acum ai nevoie de cineva care să știe cum să te vândă. Așa are nevoie, cred că și vinul românesc, de un agent. Mi-amintesc că și înainte de 89 erau vinuri românești care se produceau sub alte mărci, tocmai pentru că marca respectivă avea o cotă de piață și era capabilă să-l ducă. Francezii vindeau vinul românești în Statele Unite. Asta o știm cu toții, sub o siglă devenită deja celebră, erau vinurile premiat și da. Acel Monsieur Henri care... Da, cu legenda frumoasă în spate. E adevărat și pentru că ați vorbit de legendă. De asemenea, un actor bun și un teatru ca să aibă succes are nevoie și de texte bune, are nevoie de povești. Da. Și o știți mai bine decât mine, pentru că somelierii spun povestea vinului. Acum știți că, mă rog, după 89, în febrilitatea descentralizării, a dispărut și o entitate care, ok, bine că a dispărut, dar ar fi trebuit să apară să fie înlocuită de altă entitate. Nu era vorba de vin export. Vin exportul care coagula și avea pârghiile necesare să vândă. Bun, a dispărut foarte bine. Necazul e că nu a mai avut o entitate care să poată să coaguleze, să direcționeze cumva acest flux al vinului către export. Revenind în zilele de astăzi, vedeți, vinul în sine, noi îl considerăm clar, este un produs agricol, pentru că pleacă de acolo din vie, și aici o să fac o mică paranteză, inclusiv asociația nou înființată are niște direcții, nu doar de promovare. Vedeți că pământul acesta trebuie lucrat, în vie ai nevoie de niște specialiști, de niște tehnicieni care să pricepi, inclusiv în latura aceasta a resurselor, se vor încerca niște direcții, pentru că nu poți să ai un produs bun. Bun, am făcut produsul, e de calitate, enologul își face treaba acolo și vine agentul care trebuie să promoveze. Și aici spune că este foarte importantă partea educativă, este, mă rog, unul din rolurile și mașcolii de somelier pe care o conduc, pentru că, vedeți, fără poveste, fără comunicarea aceasta din spate, produsul este oarecum văduvit așa de potențialul lui și cred că prin educație, în primul rând, a celor care doresc să-și, mă rog, dezvolte produsul, vom ajunge și acolo unde trebuie. Peste tot în lume, știm bine, mă rog, peste tot în lume, mă refer la țări, Italia, Franța, că tot le pomenim aici și le dăm ca exemple și nu vă spune de ce tot vorbim. Da, trebuie să ai niște repere până la urmă, nu inventăm lucruri. Și să nu uităm că plecăm dintr-o zonă foarte veche a vinurilor, de la râm ne tragem, cum să zice. Vinul s-a petrecut și s-a întâmplat, să spun așa, mai plastic în bazinul Mării Negre până când a fost dezvoltat de greci dus la romani pe teritoriul actual
Boulevard Français. Deci este un întreg circuit din care noi facem parte, dar parcă ne-au rupt așa de povestea asta și trebuie să o reînviem. Deci este fascinant cum Georgia a reușit în câțiva ani buni, este adevărat, să se așeze acolo unde să-și pună steagul, să spună noi suntem cei mai vechi în materie de vinuri. Au punctat, au creat o forță prin bisorile lor, prin Saperavi, dar faptul că și-au asumat faptul și au fost recunoscuți ca fiind cei mai vechi producători de vin din lume, i-au așezat acolo pe o hartă și deja lucrurile se întâmplă. Deci, nu există niciun vin românesc în Georgia, dar noi avem vinuri românești, vinuri georgiene în România. Dar revenind, cred că educația este importantă și la fel știu că sunt și niște proiecte educative în viitorul apropiat. Proiecte care, bineînțeles, vor pregăti specialiștii aceștia de comunicare importante. La fel tot din comunicare face parte și organizarea diferitelor competiții, cum s-a întâmplat de curând în Vinarium, care a fost foarte spectaculos, da. Și foarte, foarte util pentru noi. În aceeași perioadă a organizării expoziției de vinuri, să putem avea și concursul internațional de vinuri. Singurul, domnul Nedelea o să vă vorbească mai mult despre acest concurs, este unic în România. Da. De fapt, cel mai important. Cel mai important, m-am putea spune fără să greșim, din zona aceasta central-estică, sunt câteva concursuri pe plan mondial. Bun, se organizează în Germania, în Franța, poate cel mai reputat ar fi mondialul de la Bruxelles, care este un concurs itinerant și mă gândesc că fac parte din juriu, din echipa juraților români care merge la acest concurs. Dați seama, nu este lucru ușor să aduci vinuri din toată lumea și s-a dus jurați din toată lumea. Am avut jurați din Statele Unite, am avut jurați din Japonia la acest concurs. Prin 40 de țări. Da, 40 de țări. Și dacă lumea se întreabă, dar de ce au trebuit să vină niște jurați? Da, trebuie să te judece altul. Poate tu ești subiectiv pentru produs. Îți place, al tău, corect, e copilul tău. Nu poți să... Și atunci acești specialiști ne-au girat calitatea, pentru că preponderent au fost vinuri românești. Și-au validat... Până la calitatea vinurilor, alături de alte vinuri, bineînțeles, e un concurs internațional, dar faptul că s-a întâmplat aici, în Ploiești, în Prahova, zic eu că n-a fost întâmplător și lucrurile au avut altă amploare. Nimic nu e întâmplător, mai ales când vine vorba despre Prahova și despre vinuri. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și mai ales pentru faptul că, iată, la final, așa cum ne-am și propus, am avut mai degrabă un mesaj optimist. Lucrurile nu sunt simple deloc, dar există potențial și pentru a cuceri piețele externe. Putem încheia cu o metaforă? Vă rog. Am discutat de vinuri. Vinul rămâne o poezie îmbuteliată care merită să fie promovat, mai ales pentru județul Prahova, astfel încât să devină un brand județean, așa cum este cunoscut, dar trebuie și recunoscut pe plan mondial. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. La fel vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare vă doresc absolut toate cele bune.